Salut! Bine te-am regăsit la Guitar Chords Galaxy. Astăzi vom vorbi despre acordul de mi minor în poziții mai avansate pe grif. Sper că știi cum se cântă mi minor în poziția de bază. Dacă nu știi, da acum click pe linkul ăsta și învață-l. Ok? Acum că știi mi minor, varianta standard, hai să mai avansăm pe grif să vedem unde mai putem lua mi minor mai sus. Așadar, o primă variantă alternativă pe care vreau să vă arăt este următoarea. Degetul 1 îl păstrăm din poziția de bază, știm, da? Asta e poziția de bază, păstrăm degetul 1 aici. Degetul 3 pe coarda a treia, în spațiul 4. Degetul 4 pe coarda a doua, în spațiul 5. Și degetul 2 pe prima coardă, în spațiul 3. Putem începi de primele 4 corzi. Sau dacă punem degetul 1 și pe coarda a 5-a, practic, ar fi bine să o luăm aici un bare. Putem cânta pe toate cele 6. Iată un mi minor într-o variantă interesantă, zic eu. Bun. Este în regulă. Mergem mai departe. Urcăm în poziția 7-a. Punem degetul 1 pe coarda 1-a, degetul 2 pe coarda 2-a, spațiul 8, și degetul 3 pe coarda 3-a, spațiul 9. Ciupim basul, coarda 6-a liberă. Un alt mi minor, într-o variantă simplă, ușoară. Dacă punem bare aici în poziția 7-a, degetul 3 îl mutăm pe coarda de deasupra, și degetul 4 îl punem în locul lui, putem iarăși ciupi de toate cele 6 corzi și obținem o variantă mai plină a acelui așa acord. Pe toate cele 6 corzi. Deci asta a fost o variantă un pic mai restrânsă. Asta e o variantă mai plină. În fine, putem lua notele de la octavă, echivalente ale corzilor libere, mai țineți minte, în varianta de bază am spus că cea mai simplă modalitate de a cânta mi minor este cu cozi libere. Ei bine, dacă mutăm degetele la octavă, aici în poziția 12-a, avem o altă variantă de mi minor cu notele sol si mi mutate la octavă. Este tot un mi minor. Bun, și ar mai fi o variantă intermediară cu degetul 4 pe coarda 5-a în spațiul 7 și degetul 2 pe coarda 4-a în spațiul 5. Acum putem să punem degetul 1 pe coarda 3-a pentru a produce nota si. Putem să nu-l așezăm și atunci avem tot sol, practic sunt 2 de sol aici. Și avem o variantă interesantă cu mai multe cozi libere sau cu un sol dublat. Este această notă sol aici, este cu degetul 2 apăsată pe coardă și mai avem un sol, coarda 3-a liberă, deci avem 2 de sol în același registru. Și dacă punem degetul 1 pe si, avem 2 de si aici, unul apăsat și unul coardă liberă. Deci ori cu 2 de si, ori cu 2 de sol. Păstrând ideea asta de corzi libere combinate cu corzi apăsate, putem să mai luăm acest mi minor, apăsând cu degetul 1 sau păstrând degetul 1 aici, și 3 și 4, coarda a 4-a și coarda a 3-a în spațiul 9, iar degetul 2 în spațiul 8. Este practic o variantă a poziției pe care v-am arătat-o înainte, aceea cu bare, dar de data aceasta nu mai luăm bare, luăm doar aceste 4 degete fără bare și practic coarda întâia, în loc să fie nota si de aici din vârf, este nota mi liberă. Și astfel avem tot un mi minor într-o sonoritate interesantă, în care coarda a doua, nota sol, este mai înaltă decât nota de pe coarda întâi, miul liber. Bun. Cam aceasta a fost lecția de astăzi. Mi minor, poziții avansate pe grif.
un like dacă v-a plăcut, un share, un comentariu în secțiunea de mai jos. Vă răspund cu plăcere la orice întrebare. Nu uitați să învățați cu plăcere. Pe curând!